Alo, tu? A, merge, alo, alo. A, ia uite-mă în live, așa. A, noroc. Deci, eu sunt Dorin Zidaru. Dorin Zinedine, cine știe, să știe. Așa, sănătate și super, Doamne ajută la toată lumea. De ce am intrat în live cu mine? Că sunt în direct aici, de la Washington. Adică chiar sunt la Washington, ia, na, așa. Dar mă rog, nu asta. Serios acum, gata, deci scuze. Deci am intrat în live cu mine că vreau să atrag atenția la toți ăștia care în perioadele astea, băi, mamă, ce greu e, că le e greu lor, că e, băi, tatăn, e ușor să-ți fie greu, înțelegi? Greu e ușor, mai greu e să faci bine, înțelegi ce zic? Și de asta am intrat în live-ul ăsta, că vreau să zic ceva de bine. Uite că am găsit în ziar aici, să vede, pe ziar am găsit aici informație clară. Deci fetele care, mă rog, săracele acum a rămas fără serviciu. Știi că e multă lume care acum, în perioada asta, a rămas fără servicii. Știi? Mai ales ăștia care nu erau angajați bugetari. Cum e fetele de la masaj, da? Uite. Și fii atent ce a făcut. Am citit acum și bravo lor. Bravo la toate fetele. A pus mână de la mână și scoate un manual. Un manual de limba română. Tot așa. Bravo. Deci aplaud și vă susțin. Și nu degeaba zic vorbele astea, știi? Adică vă susțin. Adică mai vorbim, că am și eu o treabă acum și... Haide, pa! Ia uite, bă, nu mai hârtie igienică, frate. A, bine, canzier. Închide, bre, ușa aia, ca lumea!